Ai, se vou dar para o bonito. Tu ai, supus que vai achar que o vosso par é importante, achar. Tu ai, supus que dá que o vosso par é importante, vou facultar. Vou fretes, bem. Eu am la foc, da? Deci, pentru că voi ați făcut ce ați făcut. Ăsta vorbea ca un, ca un nesimțit pe scaun acolo. Și, și tu te-ai întors cu spate și ai ignorat și camera și mesajul, da? Și de asta am luat foc. Deci eu ar trebui dacă să fiu înțeles desfici... și să da? Nu aveți cap. Am înțeles, e, mă. Dacă ați înțeles, mai mă spuneți mie că vreau să fiu important. Păi nu mai referi, bă, numai astăzi. Hai, gata. Ce ai gata, mă, că nu mai referi numai astăzi. M-a referit în general și dacă m-a stricat, ăsta sunt eu, frate. Asta e părerea mea despre tine și n-ai cum să-mi o schimbi, ți-am mai spus odată. O arunc aiuri. Pe noi. Noi. Înțelegi? Dar să se uite și la el, frate, ce a făcut până acum. Că n-a fost ușa de biserică. Nu cred că unul de aici a fost ușa de biserică. Nu, mă, nici n-ai cum. Cu astea s-a întrecut măsura, băi. Nu s-a întrecut nicio măsură, e vorba de mândrie aici. Tu n-ai întrecut-o niciodată, bă, Sile. Mai bine dă-ți seama de altele. N-am de ce să-mi dau seama, frate. Asta mai bine îți dai seama de prostia ta. Păi și asta e, frate. E mai prostia bine. Mea, eu mi-o trag la o, adică nu tragi tu prostia mea. Păi mai bine vedeți gunoi tot, domnul, oi decât al meu. Băi, dar noi n-am nu, frate, că tu ai încercat să o dai cu mine și cu Viorel acum, aiurea, că noi suntem de vină că te-ai făcut pe tine copil la 30 de ani. Că nici tu n-ai multă minte, spun eu. Multă minte n-ai nici tu. El tratează mai serios totul, știi. Și nu e rău în asta, nu e nimic rău în asta. Eu am încercat să-i explic frumos, dacă voi n-ați înțeles, am dat-o pe bune ca să înțelegeți. Da, bă, păi și eu am dat-o pe bune, frate, ca să înțelegi. Da. Dacă ești anapodă, eu ce băi, să-ți fac? Nu stau anapodă deloc, mă, frate, eu ți-am spus ce simt eu și ce știu eu. Și femeile alea, până la urmă, au nevoie de bărbați, nu de măscărici. Eu sunt măscărici, frate, mă vrea bine, nu mă votăm zis afară și cu asta basta. Corect. Ai înțeles? Corect. Cel mai mult în casa asta m-am ferit să-l văd, te bârfezi pe tine sau pe ăla sau pe ăla. De asta m-am ferit cel mai mult. Ai înțeles? Nu, frate, la faza asta ești prost, că n-am vorbit cu nimeni nimic. Sunt prost, mi s-a părut, am delegat. Deci n-am vorbit cu nimeni nimic. Ok, am fost o clipă paranoic. Ți-am zis, eu nu pot să mă supăr pe tine. Dar eu te-am, dacă nu... Păi da, frate, nici eu nu mă supăr pe tine, dar acum mă supăr, ai înțeles? Pentru că tu vorbești numai tâmpenii acum. Îmi poți să-mi spui tu mie că eu m-am dus și te-am bârfit pe tine sau pe ăla sau pe ăla. Eu n-am cum să influențez pe nimeni, ți-ai dat să-i frică. Păi da, vezi, chestia asta ai spus-o în papaliciule, de asta te-am făcut nesimțit. De asta te-am spus nesimțit, că chestia asta n-ai spus-o înainte de a seară. Ai spus-o cum, frate, după spus-o ce s-a întâmplat aseară. Ba da, am spus-o. Vezi? Ba am spus-o, frate, mereu. De asta te fac nesimțit. Cum poți să spui tu mie că eu am o influență în casă? Cum mi-a trecut impresia asta. Poftim, ești mulțumit, mi-a trecut impresia asta. Iartă-mă. Nu, frate, ți-a trecut impresia asta. Nu, că acum vorbești și ironic, ai înțeles? Eu am zis că îmi place de-aia, de-aia îmi place. Dacă aia nu mă place pe mine și te place pe tine, îți dau pe ăla, ce trebuie să fac acum? Să mă duc să-l bat pe ăla sau să mă bă, frate, eu? Tu ești... din concurs că nu mă place aia sau ce? Ia nu trebuie să plac la toată lumea. Tu ești un băiat, ia fete la mine, foarte bun. Dar lasă-mă, nu mă ești educat. Deci nu mă caracterizezi deci tu cu... nu ești educat, băi, tu n-ai avut stăpân. Dar nu mă interesează dacă am avut eu stăpân sau nu. Tu ai avut stăpân, educat. Tu ai avut stăpân. Eu sunt educat, băi, educat? Educat să dai pe sticlă. Eu sunt educat. Eu cred că de la tine la prima te compori cu totul și cu totul altfel decât te compori. Vecinii mei care m-au crescut, când mama se ducea cu tata la servici, erau profesori. Deci n-a zis nimeni să deci tu dacă ești prost, comportă-te ca proaște. De ce sunt prost? Comportă-te ca pentru că ai acțiuni necontrolate.